Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. După cum știu că așteptați să vedeți ce mi-am cumpărat din ultimul târg, târgul de pe ploaie. Vreau să încep cu acest covor. Uitați ce frumoasă e. L-am pus în bucătărie. Așa. Am cumpărat două. Una am pus-o în cameră, în față, la, între dulap și pat. Și una am pus-o aici. Așa, aceasta este cea din cameră. Ca să vedeți că sunt identice. Și asta este cea din bucătărie. Are 2 metri lungimea și aproximativ 50 lățimea. Am dat 4 euro. Eu zic că s-a meritat. S-a meritat. Arată foarte bine. Uitați. Am pus-o deja jos, umblăm pe ea. Așa că deja trebuie din nou măturată. Și ne bucurăm de ea. Eu zic că s-au meritat banii. Este un covor destul de gros. Destul de gros. Și arată foarte bine. Și la banii ăștia, eu zic că este super, super. Bun, mai departe. Știu că sunt foarte mulți împotriva covoarelor în bucătărie, dar mie mi-e foarte rece la picioare. Și afară este foarte frig și mie mi-e chiar necesar. Deci mie mi-e chiar necesar să am un covor la bucătărie și mai ales aici unde stau mai mult în picioare și se simte foarte mult că am mai pus. Am avut covorul acela verde, dar nu era suficient. Bun, și să încep cu accesoriile. Am cumpărat acest suport, aș putea să spun, pentru a pune vase fierbinți pe ea. Deci se poate pune și așa, dacă e un pic mai lungă. Dacă am o tavă, pot să o împart așa. Deci cu cum doresc, se poate pune vase fierbinți. O tavă, o cratiță. Deci orice și se poate face și mai mare. Deci nu-i numai atât, că se poate și, și mai mare. Deci cum mi l-am îndemână, se poate ajusta după bunul plac. Se poate pune lucruri fierbinți. Am dat 50 de cenți și mă bucur pentru ea, că de multe ori puneam curpătorul pe care tăiam, nu, dar oricum o ștergeam, o spălam, dar aveam altă grijă în plus. Dar având acest dispozitiv special făcut pentru a pune vasele fierbinți pe masă, zice că asta rezistă. Deci blatul ăsta rezistă la fierbinte, dar eu nu vreau să mă risc. Eu m-am obișnuit, îmi pun pe un curpător sau dacă mi-am luat acest dispozitiv și la 50 de cenți, pentru mine este super. Bun. Nu mi-am luat multe lucruri, dar câteva mi-am luat și mă bucur pentru ele. Și vreau să vi le arăt și vouă. Mi-am cumpărat aceste ustensile de silicon. Astea de silicon mie îmi plac, am mai tot cumpărat, le-am mai dat la copii și mai cumpăr și în magazin sunt mult mai scumpe. Deci am dat un euro pe ele, îi set, cred că seamănă și la culoare. Și dacă le doresc copiii, vreau să le dau cu bucurie. Dar e drept că mi-am cumpărat, că îmi plac și mie și cu nădejdea că le place și lor. Bineînțeles. Dar e foarte utilă asta. Am avut una roșie identică cu asta și o plăcut tare mult la nora mea, una dintre nurori, adică.
Și am dat-o ei, mă bucur că am văzut că o folosește și e foarte practic. Având fiind silicon și nu plastic, contează foarte mult. Deci e o diferență foarte mare. De exemplu, această lingură este de plastic. Și altfel se lucrează cu ea, care am cumpărat-o în zilele trecute. Da, astea de silicon, tot ce am cumpărat de silicon e mult mai bun la lucru, mai ușor lucrez cu ele. Fiind silicon special pentru bucătărie, rezistă și la temperaturi mai ridicate. Deja le-am folosit, deci sunt spalate, dezinfectate și sunt foarte, foarte utile pentru mine și după cum le-au dorit și copiii, aproximativ cam tot ce mi-am mai cumpărat până acum și le-am dus în țară și astea am să le duc și să vedem la cine o să ajungă în final. Bun, eu sigur o să mai găsesc sau eu mă adaptez mai ușor la cât de des le folosesc eu sau mă gândesc, ei având și copii, mai mult le folosesc și gătesc. Bun. Mai departe, cum zic totdeauna că este o piesă de rezistență. Acum mi-am cumpărat ceva ce îmi place foarte mult. Vreau să le pun aici ca să le pun la locul lor. Așa. Bun. Așa, și piesa de rezistență este această oală, pot să zic, oală mai mică, nu zic o liță, că sună un pic urât, pentru cei de vârsta noastră cam știți la ce mă refer. Și uitați ce bine arată, este de fontă. La Creust e o firmă foarte renumită pentru calitatea produselor care le face. Bine, eu nu fac reclamă la firma aceasta, eu fac reclamă la oala care mi-am cumpărat-o. E drept că am dat 2 euro pe ea, dar arată foarte bine, uitați, am mai curățat-o, ajustat-o un pic, dar în principiu de la început a arătat foarte, foarte bine. Îi de fontă. Are mai bine de un litru și pentru noi chiar este suficientă. Și mânerul este tot din fontă, așa că pot să o bag și în cuptor dacă vreau să gătesc ceva în cuptor, chiar puțin cât ne trebuie nouă. Uitați ce bine arată. Mă bucur tare mult pentru mine. Acum, la ultimul târg, asta mi-e piesa de rezistență și de asta mă bucur cel mai mult. Bine, mă bucur și de accesoriul de silicon, de această tavă, de cele două covoare. Prima dată m-am gândit ca să le cumpăr, să nu le cumpăr, dar mie mi-s foarte utile, pentru că mie mi-e tare frig la picioare. Și atunci nu pot fără covor, unde stau mai mult în picioare, trebuie neapărat. Și pentru bucătărie, cam astea mi le-am cumpărat. Așa, mi-am luat și niște informații de pe internet. Zice că e o oală din anii 70. Acum eu ce am găsit pe internet vă pot spune. E din anii 70. Pe internet costă mai bine de 50 de euro una din asta. Poate că nouă, după cum am înțeles, și este de fontă emailată. Sunt și arzătoare speciale pe care se pot pune ca să se gătească. Se gătesc foarte repede, deci e greu până se încălzește, deci astea de fontă, până se încălzesc, dar după aia e foarte economic la gătit. Mi-o dat și o hârtie, dar nu cred că mă ajută pe mine. Aici arată și arzătorul pe care se poate pune să se încălzească.
sau să se gătească în ea. Ceva fondante se pot face în ea și se poate folosi pentru mai multe întrebuințări. Dar eu o să o folosesc pe sobă și o să fac supă tocană, știu eu când ce o să-mi vină la îndemână. Dar eu zic pentru ce au fost concepute. Bun. Deci mă bucur foarte mult pentru ea. La banii care i-am luat arată impecabil, impecabil și este de fontă. Sunt de foarte bună calitate. Nu-i ciobită nicăieri, arată perfect. Bun. Eu cam data asta am vrut să vă arăt și vouă și piesa de rezistență. Hârtia asta cred că nu o să o păstrez pentru că nu o să fac nimic ca fondant. Nici arzător de alea nu am de gând să-mi cumpăr. Eu vreau să o folosesc pe aragaz, pe sobă, mere și să știți că astea de fontă merg și pe inducție. Bine, eu nu o să o folosesc pe inducție, numai vă spun că merge și pe inducție, merge astea de fontă. Bun, și prima mâncare care am să o prepar în ea, o să fac o mazăre scăzută cu carne. Dar aici vă las cu acest filmuleț să vi le mai arăt odată accesoriile. Îmi place că nu zgârie. De exemplu, cum am luat lingura asta, emailată, zice că îi. Oare bine zic? Ceva, da, emailată. Uitați, vedeți, e foarte. Deci nu merge la produse teflonate. Dar aici ar merge. Dar asta, uitați, de silicon e mult mai. Nu se aude așa tare. Deci mie îmi place să fie mai. Asta e bun. La inox merge foarte bine astea. La inox și aici de silicon sau eu nu folosesc lemn, dar merge silicon și metal, dar au cât mai gălăgioase și mie îmi place liniștea. Bun, vă las aici cu acest filmuleț. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată. La revedere!